Bine v-am găsit la un nou episod. Un episod în care o să vreau să fiu sincer și deschis. Chiar nu am niciun scenariu făcut și o să vreau să spun tot ce am pe suflet, fără să fiu răutăcios sau ceva. O să încerc să fiu și glumesc așa într-o oarecare măsură. Nu uitați că aveți în descriere rapoarte pe car vertical, 20% reducere pentru mașini pe care doriți să le cumpărați sau mașini pe care deja le aveți. Link către serverul de Discord de la Trons 3 și Instagramul meu. În acest video o să vorbim despre un prieten, ca să zic așa. O să zic Burtică și eu sunt Burtică, nici eu nu pot să zic că sunt foarte slab. Dar nu vreau să fiu răutăcios, chiar o să fiu așa sarcastic. Da, acest video este despre Burtică. E bine, Burtică, să știi că eu n-am nevoie de o oră ca să așa. Nu sunt răutăcios, chiar nu vreau să vă duceți să-i dați cu hate sau ceva. Dar n-am nevoie de o oră ca să spun argumentele mele sau ca să spun ce mă deranjează și ce nu mă deranjează sau ce-mi place și ce nu-mi place. Așadar, Burtică, ideea este că pe mine m-a deranjat maniera cu care m-ai, nu știu cum să zic, m-ai abordat acum ceva timp. Faptul că ai prins notorietate puțin pe platforma asta la un moment dat și ai crezut că gata, toată lumea e a ta. Îmi cer eu scuze în numele altor youtuberi, o să apară pe ecran youtuberii respectiv care ți-au copiat ideea, după cum ai spus tu. Și îmi pare rău că nu ți-am cerut o procură de la notar ca să putem să facem și noi chestia asta pe YouTube. Dar să nu uităm, Burtică, până la urmă, că tu te-ai ridicat pe platforma asta în momentul în care toată lumea s-a luat de Ilies Vlogs. Dacă nu erau alte canale mai mari despre care să faci tu clipuri, probabil încă erai un antreprenor de succes, dar ai vrut să te muți și pe platforma asta. Nu pot să zic neapărat că m-a deranjat faptul că ai zis că nu ai o părere foarte bună despre Logan, pentru că fiecare are părerea lui. Dar e deranjant ca să vezi, nu știu, e deranjant să vezi o persoană că până mai acum ceva timp lăuda mașini vechi cu kilometri destul de multicei și era foarte mândru de ele și pe deasupra se mai și, nu știu, persoana respectivă se mai și dădea un antreprenor, se plângea că plătește taxe și impozite și statul nu-i oferă absolut nimic. Da, ok, sunt total de acord, familia este foarte importantă, sunt total de acord. Și eu îmi iubesc familia, îmi iubesc părinții, îmi iubesc fratele, îmi iubesc toți care sunt aproape de mine și care mă susțin. Și sunt de acord cu tine, mă bucur că ți întreții familia și muncești pentru chestia asta. Dar hai să nu uităm anumite chestii și să nu încercăm să ne dăm ceea ce nu suntem. Pentru că dacă tot ai zis prin clipuri că ești genul de persoane care se descurcă singur, că plătești impozitul asta, că ești antreprenor, că ai ales să lucrezi pe cont propriu, că te descurci, că cumperi mașini mai ieftine și le vizi mai departe. Deci nu ai rămas în țară alături de familia ta. Crezi că e foarte, nu știu, crezi că merită să stai departe de familie pentru un pumn de bani mai mult decât ai putea face aici? Eu n-aș face chestia asta. De cine ai rămas în țară dacă tot spui că tu ești foarte deștept și că tu te descurci și că tu poți să faci bani cu mașini și noi restul suntem proști? De cine ai rămas în țară? Puteai să rămâi în țară, făceai bănuții frumos, câți bănuți erau și îți întrețineai familia chiar și așa. Nu te judec pentru chestia asta, te admir și mă bucur că muncești. Mă bucur că faci un lucru care îți place, mă gândesc. Dar, nu știu, hai să fim corecți, hai să fim, nu știu, deschiși, hai să nu încercăm să ne mai lăudăm. Și am văzut că, ți-am zis, ai avut nevoie de o oră ca să faci ce, ca să spui ce. Pe mine nu mă deranjează, pentru mine nu pot să zic, pot să zic că ești inofensiv. Dacă nu ți-ai fi căutat anturaje aiurea, pentru că eu nu cred că te-am deranjat cu absolut nimic și nici măcar nu te-am apostrofat, ca să zic așa, pe undeva. Pe mine m-a deranjat faptul că în momentul în care prinzi notorietate pe platforma asta, nu înseamnă că e platforma ta. Dar îți promit că o să merg și la Andy Popescu și la Montri și la atelierul de detailing și la mașina potrivită și la 99 Vehicle și toți care am făcut clipuri în care am pus titlul țeapă. O să merg și o să-i rog să-mi dea o semnătură și o să venim cu toții la tine să spunem, te rog, dă-ne și nouă voie să postăm așa ceva pe YouTube. Diferența între mine și tine este faptul că eu atunci când prezentam clipurile de genul ăsta, le prezentam cu argumente solide și valide. Nu povesteam ce visam eu cu o noapte înainte sau, de exemplu, și eu acum pot face același lucru. O să încerc să fac, nu știu, un fel de scenariu. Ce să mai postez eu mâine? Hai să inventez ceva. Bun. Și bine v-am găsit la un nou episod. Vreau să vă zic că acum 4 săptămâni am fost în Bulgaria, am vrut să-mi iau un BMW cu volan pe dreapta. Când am ajuns acolo era de fapt resturnat, mi-am luat mare țeapă.
de 17.000 de euro și ghiși ce, după aia când am ajuns acasă mi-am dat seama că nu era țeapă și o să plec și da, mi-a luat țeapă. Și asta era clipul. Adică vreau, nu știu, mă uitam, chiar mă uitam necuriozitate și vreau să văd și un argument valid, pentru că oricine poate face chestia asta, oricine poate zice. M-am uitat la un moment dat la un clip în care a zis că ai venit la Pitești să te luați țeapă. Eu n-am văzut nici măcar un cadru din Pitești să zic, băi frate, omul ăsta a venit în Pitești, respect lui, a bătut atâta cale pentru o mașină. De acord. Pe mine mă deranjează faptul că, nu știu, sunt persoane care sunt foarte inteligente și au rămas în țară și încearcă să se descurce aici cum pot ei. Pentru că, hai să spun o chestie, te respect, ești mai mare ca mine, ai o vârstă, ai copii să-ți trăiască, ai nevastă, Doamne ajută, să-ți trăiască toată familia. Dar, crede-mă că ai o mentalitate foarte înapoiată, dacă vrei să accepti, asta e o critică constructivă. Ceea ce am zis eu pe live-ul ăla se pare foarte adevărat și nu cred că ți-am, nu știu cum să zic, pătat imaginea, ca să zic așa. Știi foarte bine că multă lume nu este de acord cu tine și dacă aveam ceva de ascuns aș fiștez live-ul ăla de foarte mult timp, dragă burtică. Dar pe mine nu m-a deranjat. O chestie care m-a deranjat și bine, nu neapărat m-a deranjat, pentru că ți-am zis că îmi pare inofensiv, este faptul că ai zis că ceva de genul, am mai puțin follow-uri pe Instagram sau ceva de genul. Da, măi, burtică, dar știi care e faza? Eu n-am făcut niciodată un concurs să zic că dau mașini de ale mele, că o să fac eu 100.000 de abonați într-o lună. Nu știu care dintre noi își bate joc de oameni. Hai să ne amintim faptul că ai zis că dacă tu faci 100.000 de abonați într-o lună, adică vreo 30.000, 40.000 de abonați într-o lună, tu o să dai o mașină gratis. Și ai cerut și follow pe Instagram. Din păcate, lumea e proastă și a pus botul. Și îmi pare oarecum rău de lume, nu de tine. Pentru că oamenii au venit și au pus speranța în tine și tu ți-ai făcut abonații, ți-au luat vizionările pe clipurile alea, pentru că bineînțeles că ți-au prins clipurile oricine vine la pomană. Dar știi care e diferența dintre noi, burtică? Eu răspund la toți oamenii pe Instagram. Nu las nici măcar un mesaj neșitit. Eu mi-am făcut oamenii pe Instagram, chiar dacă sunt mulți, chiar dacă sunt puțini, sunt activi. Adică undeva la 80% din follow-urile mei văd story-urile. Nu știu cum e la tine, dar tu o duci destul de rău. Așa că hai să nu ne mai ascundem după numere, pentru că mie pur și simplu nu-mi pasă că ai mai puțini abonați sau că ai mai mulți sau așa, pentru că sunt persoane care aveau 2000 de abonați, eu aveam 80.000 și am filmat cu ei. Unul dintre ei este 99 Vehicles. Omul acum are 140.000, eu am 115.000. Dar noi ne respectăm, ne salutăm, ne sunăm, ne întrebăm ce mai facem, uite, am un parteneriat, să te bag și pe tine. Am lăsat loc de bună ziua pe platforma asta cam cu toată lumea. Și chiar dacă am avut și o perioadă bună, am avut și perioade proaste, niciodată n-am dat un mail cuiva sau m-am apucat să ameninț prin comentarii, și o să subliniez chestia asta, niciodată m-am apucat să ameninț că o să-ți dau report la clip sau să-ți dau clipul jos pentru că m-ai copiat. Te-am copiat cu ce? Cu ce? Pentru că în momentul în care o să vii cu ceva original pe YouTube, total de acord, este ideea ta, este conținutul tău, te-am copiat. Dar am văzut că tu ți-ai susținut sus și tare, că mă rog, de când peste thumbnail-ul pe care tu l-ai pus și ai zis că o să vin să-mi cer scuze, nu-mi cer scuze pentru că am dreptate și ai face bine să te trezești la realitate în cel mai scurt timp. Nu încerc să-ți dai o lecție de viață, dar crede-mă că poate că sunt puțin mai deștept ca tine și nu mă refer la studii, deși da, am terminat o facultate de inginerie și nu e deloc o facultate ușoară, o să fac și master și o să încep pe cât posibil, că tot vorbim despre chestia asta, că am văzut că te plângi, că ești prin afară, printre străini și să-ți întreții familia. Da, o să încerc să-mi întrețin familia și în țară, pentru că se poate trăi bine și în țară, dacă vrei și dacă muncești și dacă tragi de tine. Nu e întotdeauna o soluție să pleci în afara țării, nu consider că ești sclav pe acolo. Dar nici bine nu ție oricât ai zice tu, pentru că banii nu cumpără totul. Așa că, nu știu cum să zic, burtică, eu ți-aduc dovezi, ți-aduc argumente valide. Eu nu stau să mă înșel cu tine, pentru că știu că într-o oarecare măsură nu te duce foarte mult. Și știu chestia asta și n-are rost, eu nu vreau să mă cert. Doar ți-am cutat acest clip ca să-ți arăt că nu este exact cum crezi tu și că este ca mine. Îți voi arăta și ți-am arătat pe parcursul acestui clip și o să pun și în descriere pozele doveditoare că m-ai amenințat, pozele în care mi-ai zis că o să-mi dai reporturi, pozele în care mi-ai zis că eu dacă o să fac tombolă exact ce ai făcut tu, ai cerșit oamenilor tăi bani, să-ți vinzi tu mașinile și ghiși ce, nici măcar nu le-ai dat, ai cerșit follower pe Instagram că o să dai mașina la 100.000 de abonați știind că nu o să-i faci, ai rămas cu followerii, ai făcut vizionări, ți-ai bătut joc de oamenii tăi din nou.
Nu știu care dintre noi își bate joc de oamenii lui. Nu știu care dintre noi e ăla fals. Nu știu care dintre noi e ăla care profită. Sunt multe chestii pe care poate lumea nu le vede. Și nu vreau să-ți fac rău, pentru că după cum le vezi, eu nu ți-am zis numele în clipul ăsta. Chiar dacă poate o să-ți dai seama. Și o să-și dea seama și lumea. De-aia am încercat să fiu sarcastic cu tine și să spun cu frumos și să înțelegi că poate o să te mai trezești la realitate. Să înțelegi că dacă ai o perioadă bună pe platformă sau în viață în general, dacă ai o perioadă bună, nu înseamnă că să-ți meargă toată viața așa. Da, ai fost în tendință, ai avut perioade foarte bune pe platforma asta. Dar lumea nu e proastă, lumea a văzut că îți bagi joc, lumea a văzut că nu-ți pasă. Și am avut perioade în care făceam foarte puține vizionări. Și nu poți să faci în fiecare zi extrem de multe vizionări sau în fiecare zi la fel de multe vizionări sau în fiecare zi să faci la fel de mulți abonați. Da, poate că ai zis, nu știu, nu mă interesează, mi-am luat dislike-uri sau dezabonat de la mine, nu mă interesează. Diferența dintre mine și tine este faptul că eu aduc argumente, aduc dovezi, adică pot să vorbesc cu ceva anume. Tu te-ai uitat la mine, știu că sunt frumos, știu că sunt forță, mi-ai zis și în titlu, apreciez, îți mulțumesc pentru promovare, dar n-aveam nevoie, crede-mă. M-am luptat și am canale de YouTube de 8 ani de zile și crede-mă că m-am luptat în ăștia 8 ani de zile să-mi fac audiență și să-mi fac o imagine bună. Nu să vină unul care, mă rog, o să mă limitez aici, pentru că nu vreau să te insult sau ceva. Ce am zis pe live, am zis și susțin în continuare. Dar, bineînțeles că, bine, cine se aseamănă se adună, am înțeles că, bine, am văzut cine, adică scuză-mă pe mine, mi-a venit de pe canalul tău, unul are numele pula lui Neveu. A venit pula lui Neveu și a început să mă înjure. Ce pretenții să mai am acum? Bine, audiența nu ne alegem, dar zic așa ca idee. Da, burtică, deci cam ăsta ar fi video. Dacă ai ceva să-mi spui, eu apreciez în continuare. Poate lumea o să se trezească și o să vadă cine este burtică asta cu adevărat. Și, da, mă rog, n-are rost să... Aș putea să zic foarte multe chestii, dar nu vreau, chiar nu vreau să fac rău nimănui și așa, dar dacă văd că omul și-o caută, și-o caută, trebuie până la urmă să o găsească, nu? Adică știi cum e, scauți fericirea, scauți, dar până la urmă tot trebuie să o găsești. Da, bine, bine băieți și fete, vă mulțumesc pentru vizionare, hai, te-am pupat, burtică, să ai o zi în continuare.